Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de Universe Mode. Astăzi am mai adăugat doi wrestleri, hai să vi arăt. Mă rog, ieri am făcut când am și postat videoclipul. I-am mai adăugat pe... Stați să vă arăt aici. Am mai adăugat pe Cristi Priză și pe Iobag. Bun, acum hai să trecem la show din această seară, la Backlash. Star Show. Și acum probabil o să fie animația asta și nu pot să-i dau skip. Hai mă, dă-mă skip. Bun, gata, am putut să dau skip. Dăm skip și aici când are rost. Oricum, arenele nu mai sunt așa de relevante în ziua de astăzi. Hai să vedem. Acest match o să-l simulez pentru că avem destule meciuri pe care o să le jucăm astăzi și nu stau să fac tot show-ul de tot episodul de vreo 2 ore. Așa că o să-i dăm frumos o simulare și câștigă fratele Echo. Deci fratele Echo probabil o să meargă mai departe pentru titlul WWE. Avem aici un zap împotriva mea. Clar mă bate Zappi. Aici un meci de asta de rivalitate. Eu aș vrea să joc pe ăsta cu Codrin. Mai este și ăsta pentru titlu și main eventul cu ăștia doi adăugați. Nu știu ce să joc de aici. Hai să mă gândesc. Eu aș vrea să joc în meciul acesta că o să fac spectacol. Dar să mă gândesc. Am timp să joc pe ăsta cu Rafael și cu... I hate pink. Hai că le joc pe astea până la urmă. Cred că main eventul o să-l simulez, că n-are rost. Și să aleg cu cine să joc. Tam. De fapt o să joc cu I Hate Pink, care overall-ul mult mai mic decât Rafael. Bă, barba mea e și foarte bine lui Rafael, cam așa are barba și acum. Nasul trebuia să-i fac puțin mai mare parcă, dar parcă chiar seamănă cu Rafael. Însă nu știu, la I Hate Pink mi-a ieșit ca lumea barba, cu mare el bărbuța aia. Bun, hai, încarcă-te mai repede că vreau să... Fac tot show-ul ăsta, dar tare mie că o să fac un episod prea lung, nu știu. Deja presim vreo 40 de minute, 50 de randat. Dar viața e frumoasă, ce să zic. O să sar peste intrări că n-au rost. Skip. Da, cred că match-ul ăla cu Iobac și cu Cristi Priză o să îi dau skip pentru că trebuia să fie main eventul match-ul pentru titlul WWE. Hai, skip la scena asta. Văd de ce fac cu match-ul ăla. Cred că o să las pentru un episod simplu de SmackDown. Că am lăsat așa ca show principal să fie SmackDown-ul, că mi-arată acolo gen înălțimea și cred că și palmaresul ar trebui să mi-l arate, nu? La wrestlerii respectivi. În fine, mie îmi place chestia de le arată înălțimea, greutatea, mi se pare destul de interesant așa. Da, hai să continuăm aici cu Backlash-ul. Să vedem, mamă, dar tare rău. Mulțimea este foarte gălăgioasă astăzi. Hai, am avut puțin lag o secundă și Christian, pardon. I Hate Pink îi dă aici un dropkick, Rafaelu pune contra, se pare. Aaa, ce close line mi-a dat. Și m-a pus aici. Hop. M-a prins aici în manevră. Ieșim din ring și ne stricăm una bucată reversal, dar mă bag aici în ring și l-aștept. Hai, trece în ring cu un suplex. Pac! Hai să fac așa un taunt. Și mai fac unul. Aia a fost doar ca să scăpăm de penalizarea aia. Acum avem și un buff. Dar ce facem mă buff-ul ăsta? Că nu știu. Superstar info. Stai să vă la payback ce face ăsta. This buff ensure your speed and agility. Eu am înțeles. Deci o să ne dea un buff așa de agilitate și viteză. Am înțeles. Din nou dropkick, îi dăm și un genunchi în bot și ne aruncăm după colțul ringului. Un splash ratat. I-am întors? Nu cred. Ba da, i-am întors. Hai Liviule, ieși de aici Livione. Poac! Și mai dă una, poac! Ieși din ring, ne-a aruncat el se pare. Rafaelu se ține bine se pare. Pac, aici una și... Hai să ne mai aruncăm atât pe colțul ringului. Urcă-te Livione, cum îi zice Dani pe netul ăsta și... Elbow! Unde stă așa și hai să activezi și buff-ul. Speed and agility. Hai să mă forțez de speed și agilitate. Viteză și agilitate.
Mi-a dat reversal? Mi-a dat reversal. Mamă, ce neckbreaker, zici că mi-a dat RKO, așa mi-a dat. Ne, 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 nu merge așa, pac. Hai, treci în colț. Drop kick. Și stai jos. Hai, suie-te ca să-i dăm semnătura. Un frog splash. Hai, da, și... frog splash! Hai să vedem, o fi suficient să-l batem pe Irafael? Se pare că da, l-am bătut cu semnătura. Și am câștigat aici cu I Hate Pink. Rivalitatea aceasta continuă, se pare. Stai că se întâmplă ceva, stai că urmează se întâmplă ceva. Ok, văd că avem și cutscene-uri noi aici la Universe Mode față de anul trecut. Ia, 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 atacă ăsta? Sau, opa, se pare că nu se încheie aici. Pac, îl atacă. Se pare că Livione nu s-a lăsat. Îl bagă aici. Ho, ho, l-a dat cu capul de aprompt pe Rafael. Se pare că a încurcat Rafaelul și... direct în treptele de oțel cu el. Și rivalitatea continuă. Și... ok, văd că a devenit heel, se pare, I Hate Pink. Aha, deci acum lumea îl huiduie pe I Hate Pink și îl aplaudă pe Rafael. Se pare că avem un heel turn, ca să zic așa. Interesant, interesant. Ok, hai să dăm aici exit, că nu știu ce match urmează. Hai că îmi place, se pare că a ales să facă heel turn I Hate Pink și l-a atacat pe Rafael. De fapt, dacă amândoi sunt cheers, sunt face și daia. În fine, continuăm aici cu match acesta care o să fie absolut genial. Cred că ăsta trebuia să fie main eventul, nu știu. O să joc clar cu Codrin. Deci clar o să joc cu Codrin. Cred că pe Dorian mai bine îl făceam heel. Pentru că... nu știu, i-a stat bine lui Dorian heel. Are cel mai mare overall și să fie așa mai de temut. N-am băgat deloc wrestler heel pentru că îmi crea numai ăștia youtuberii la care mă uit și nu sunt ăștia care fac mizerii de videoclipuri gen sunt virgină sau l-am dezvirginat pe ăla sau... ce dracu mai era? Era să fiu violată de taximetristă, mă rog, sau era să fiu violată de taximetristă, așa. Taximetrist era parodia lui ăsta, lui Rodby. Da, bă, și pe Rodby ar trebui să-l fac. Apropo, trebuie să-l fac și pe GRV. Hai că am o grămadă de idei ce să le fac. Și ca mic update cu seria aceasta, cred că o să pun un episod pe la 2-3 zile, că... acum că a început școala, nu se fac vizualizările atât de repede și na. Când o să fie perioada de vacanță de iarnă și astea, o să pun mai des. Ia uitați-l aici pe Codrin pe motocicletă. Din nou, Undertaker-ul American Badass vine aici. Am umblat un pic la caracterul Codrin, l-am făcut un pic de tot mai gras la față și am schimbat pantalonii. Am încercat să-i fac picioarele mai groase, însă nu prea mi-a ieșit. Hai că lăsăm în pace pe Codrin și-a făcut intrarea și acum vine și Dorianu. Hai uite, e mai gras un pic la față acum. Bă, dar tot cred că am făcut burta prea mare la el, nu e așa de gras. Hai. Vine acum Dorianul, cred că vine. Și... tuturutum! Tuturutum! Intra lui John Cena, gata, ajunge că îmi iau copyright. Bun, și să înceapă aici un match. Stai că ăsta mi se pare că e match normal. Trebuia să fac un... no disqualification, parcă este un pic match rules. Așa, DQ. Stai, ce, stai. Îmi zice așa. Nu pot fi descalificat. Nu este așa? Oh, este match în fără reguli. Ah, deci putem folosi MLE-uri. E perfect. Mamă, o să... hai, da, taie gâtul aici. Stai jos. Mamă, o să fie un match genial acesta. M-a prins Dorian, nu se pare. Pac! Ce scoops le mi-a dat. Auci. Ne joacă în picioare, se pare. I-am întors. Ce pum mi-a dat. Este match fără descalificări, se pare. Acum am observat. Nici m-am uitat să văd să... văd cam ce ar trebui să fie și un clothesline, dar nu prea l-a trântit prea mult așa jos. Hai să... hai că-i dăm noi aici un backbreaker, cred că a fost ăsta. Și direct pumn în gură, dă-i mă! Mama, am și scuipat când am țipat. Îl ridicăm și nu, de fapt îl punem în colț. Și suplex! Hai, sus Dorinele,
Pac, o palmă să stea jos aici. Așa, nu te pui tu aici cu Codrin Bradea bani. Da, bă, ce vremuri când îi se zicea lui Codrin, Codrin Bradea bani avea chestia aia, dar nu prea am mai spus-o. Și... DDT e așa, am uitat, nu știu ce am crezut că zice leg drop, e DDT ăla. Hai, ieși de aici. Ăsta trebuia să fie main eventul serii, dar mă rog. Văd că n-avem nici comentatori. Opa, m-a prins aici Dorianul și mă pune jos. Nu știu dacă Extreme Rules sau doar no holds bar, adică dacă găsesc tot ce-mi trebuie. Candlestick-uri și astea sunt masa. Ia să văd, avem candlestick-uri? Nu, e doar fără reguli, nu este și Extreme Rules, din păcate. Eu nu știu să găsesc mese și candlestick-uri. Candlestick-uri, ce mai găseam? Scări? Mai era o idee. Sau un last man standing trebuia să fac. Era și asta o idee. Fac un cot. L-am atacat un pic cu bâta aia, am dat de la înjulit. Și leg drop-ul. Hai da în ring. Și... Stai că nu-i dau acum semnătura că mie că poate o întoarce. Ok, l-am pus pe ăsta la un submission, dar degeaba, degeaba că nu-i fac damage. Mai facem un taunt ca să avem un buff aici. Ok, s-a ridicat, e la fix, DDT-ul. Hai să-i dau acum semnătura. Și chokeslam! Stai jos! Hai să băgăm așa un pin. Am zis că poate stric Resilience-ul, dar nu l-am stricat. Stai că nu mai știu cum rupeam buretele ăla. Stai, dacă țin așa, sau cum făceam, mă? Deci așa. No. Probabil că nu pot să rup buretele ăla așa. Nu mai știu cum făceam ca să rup buretele ăla din colț. Probabil că nu merge cu Codrin. Nu merge cu Undertaker cum a creat. Opa, sper că vrea să dea comeback cu Dorianu. Hai să vedem dacă îi pot întoarce. Nu-i l-am întors. Ah, își dă comeback-ul. Nu. N-am reușit să-i întorc. Și protobomb. A făcut deja semnătură. Ia, a vrut să-mi dea Attitude Adjustment, nu cred. Sau STF-ul, nu știu ce a vrut să-mi dea. Stai jos! Băgam și picioarele în gura ta, cum auzeam eu pe careva când jura cândva. Hai să rup masa! Hai, fiți arcățaua de râs. Îi las pe comentatori fără scaune, dar fără masă, dar și așa văd că zgoale în meser, nu înțeleg de ce. Hai da, ieși afară din ring. Deci nu avem comentatorii, dar tot îi auzim, se pare. Și OMG, hai da, să rupem masa. Trebuia să-i fi modificat, să-i fi pus un, cum se cheamă? Chokeslam mai bine decât Tombstone-ul. Da, merge și așa. Și să vedem reluarea. Ia uite, this is awesome, clap, 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 this is awesome, clap, 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 clap. Iarăși a întors. Dar ce mișto, deci am dat OMG, mă, mișto se mai ridică ăsta. Așa. A, m-a prins el prim aici într-un pumn. N-am vrut să-l prind în chokeslam. Stai că-i întorc acum. Pac. Hai că nu mi-a întors. Stai jos. Hâți, Johnule. Și acum ia să rupem baricada cu el. O merge? Hai să mi se încarce. O să rup baricada. Ne, nu pot să rup barica. Hai să văd ce OMG-uri mai am pe ăsta. Input setting, superstar info, hai să văd așa. Comeback, leather finisher, po, double suicide dive, break așa, car finisher, pod, people, ce e asta?
While your opponent is against chamber. Asta cred când e în Elimination Chamber. Trailer Finisher. Deci aici n-am OMG se pare. Îi mai dau niște pumne așa și îl bag în ring. Îi fac un suicide dive până la urmă. Stai, hai să-l dăm cu capul. Pac! Și mai dăm o dată. Pac! Nu ți se așa ușor, băi. Opa, a întors ăsta. Hai că mi s-a refăcut și reversal-ul ăla. Aveam 3. Treci în ring. Îi mai dăm o dată așa. Hai da. Leg drop. Aștept să mi se facă tot ăsta. Fac și un taunt. Bun, mi se încarcă și energia acum. Bă, parcă seamănă mai bine cu Codrin, că l-am făcut un pic mai umflat la față. Bun, îl mai dăm puțin cu capul așa. Am făcut 4 stele. Parcă aș fi în GTA de zi că am făcut stele. Opa, ne-a întors ăsta. Bă, ce mi-a dat aici? Mă pune și la pin. Da, am ieșit la 1. Unde te crezi, mă? Mi-a întors. Stai jos. A obosit Codrin, nu se pare, nu mai poate. Pe cinstea mea. Hai cu atât. A, nu mai faci pe cinstea mea acum. Hai să ridicăm că n-are reversal și îi dăm. Hai să-i dăm ONG-ul. Îi dăm suicide dive-ul. Stai aici. Și hai cu un suicide dive. Chokeslam. Clothesline. Și acum... Hai Codrine, dar ce mă, credeți că dacă e gras nu este și agil? Pac! Și să dea reluarea, cum s-a aruncat aici Codrinu. Hopa! Bine, nu cred că ar putea să sară așa în realitate, dar... E Codrin, orice e posibil de la el. Hai, treci aici. Îi mai dăm o dată așa. Bun. Încă o dată. Și cred că putem să dăm charge finisher. Să sperăm că nu ni-l întoarce. Dacă ni-l întoarce am încurcat-o. Nu l-a întors. Hai da la. Ba da, ni l-a întors. Hai da, trece aici. Am ratat comeback-ul. Îl țin așa jos până la urmă. Am ratat comeback-ul. Trebuia să-l pun în colț și ca să-i dau comeback-ul lui Undertaker. E, lasă că... Da, puteam să fac o semnătură așa. Da, e bine oricum. Hai să-l mai țin la pământ. Mi-a întors acum. Uite ce mi-a dat aici. Și stai jos. Hai, suie-te pe colț. Ne, cred că dacă mă arunc pe el cu 120 de kg, nu se... M-au uitat sânge ce are ăsta pe mână. Ai, sângele ăsta, am crezut că e lui Codrin. Pac! Genunchi așa. Hai să încerc cu saltul ăsta, poate a fost suficient. 1, 2, a ieșit. Și nici măcar zile în siunul l-a dat. A ieșit iarăși. Un leg sweep, cred că a fost acesta. Oleu, îmi pregătește attitude adjustment. Hai să vedem dacă îl pot întoarce. Și am întors attitude adjustment-ul. Pac! Știi ceva? Dacă tot ne batem așa, hai să dăm umilirea maximă și hai să dăm un dragon slipper. Hai să-l facem să cedeze. Da, nu prea se poate. Hai că urcă, hai că urcă, hai că urcă. Da, sper că o ia în jos. Ne, lasă-l jos că nu se poate. Bun. Close line. Hai, ridică-te. Hai să dăm acum last ride-ul. The last ride. Și... Tuf! Hai să ne reluăm de la acest last ride. Pac, jos cu el. Și încă o dată. Hâțu s-a dus la podea. Da, cred că o să dea resiliency mai mult ca sigur. 2. N-a dat resiliency.
N-a vrut să dea resiliency, se pare. Au fi crezut că iese din pin fără resiliency. Aici cred că i-am întors ceva. I-am dat un choke slam în afară. Am făcut suicide dive. Și a încercat să-mi dea un attitude adjustment. Dar l-am întors. Și aici i-am dat eu dragon slipper-ul. Dar i-am dat drumul că nu mergea. Și Satana se pare că a câștigat aici la Backlash. A rămas Cira. Opa, se pare că Dorian a devenit heel. Hai că mie îmi convine. Și ce mi-a crescut? Egoist, disrespectful. Și ăsta e ce a crescut. Cowardly. Coward. A, că e fricos, am înțeles. Bun. Enter. Și exit. Un match absolut brilliant între Codrinelu și Dorian. Continuăm aici cu seara noastră de Backlash. Vedem, meciul următor este între Bucharest Bike Traffic și Zayafet și mai avem și ăsta așa pentru titlul WWE. Hai că le joc și pe astea până la urmă. O să am noroc aici că o să joc cu Bucharest Bike Traffic că atunci când am dat pe simulare a câștigat Zayafetul. Vă întrebați de ce am dat rivalitatea aceasta? A zis odată Zayafet că nu-i place ideea asta de videoclipuri cu biciclete. Și după aia a avut un interviu Cristi Priză cu Zayafet și i-a lăsat o întrebare Bucharest Bike Traffic lui Priză să-i zică, să-l întrebe pe Zayafet cât de mult îl urăște poscare la 1 la 13. Dar nu, am văzut că au apărut amândoi unul în videoul celuilalt. Nu-i chestia de asta de scandal, dar am zis hai să fac o rivalitate. Totuși pe chestia asta. Bun. Și intră acum bike traficul, dar n-are rost să-i las intrarea ca să mai văzut o parcă. Ia uitați-l aici. Pe vremea când avea barbă și nu era bărbierit. Că a zis el într-un live că are o cădere, o lipsă de vitamina D și nu mai crește barba bine. I-am făcut și ceva de genul tatuajelor ălora pe care le are, că știți care e tatuaje. I-am pus și mănușcă de e cu bicicleta și poartă mănuși și am crezut că mi-a prins ăsta un big boot. Hai, dar jos cu el. Cred că trebuia să-l fac un pic mai pitic totuși. Sau ia cât e Zayafetul. E destul de mare Zayafetul, lasă așa. Cred că trebuia să-l fac pe Zayafet cu părul scurt dacă tot s-a tuns. Dar am zis să-l las cum l-am făcut și pe jocul trecut. Că poate v-ați obișnuit așa. Nu știu, că chiar îmi plăcea cum avea el dita mai părul ăla în cap. Zice că e afro. Bun, atacăm la picioare. Pac! A întors iarăși. O, tu știu cât e Zayafetul. Au. O hoce dropkick a încercat să-mi dea. Nu, că e bine că i-am pus manevre de-astea agile, că Zayafetul nu e genul ăla grăsan care nu poate să facă nimic. Făcea un not, făcea mai multe activități. Bine, până se îngrașe la loc. Chiar atunci când slăbise. Da, mă rog. Și acum un DDT. Bun, îl punem jos. Pac, îi dăm așa și un picior pe spinare. Îl călcăm puțin pe piept. Și un clothesline. Hai da. Pac! 415, nu știu ce a fost ăsta. Da, greu ia damage-ul, văd. Bun, îl punem jos. Și un dropkick. Așa, facem și un taunt. Hai mă, vino încoace, vino la tata Marius. Cum, parcă așa mai zicea tipul ăsta, nu? Bun, din nou îl aruncăm în cor și îl mai prindem o dată. Hop! Dar am pălit și arbitrul, se pare. Ah, ne-a întors aici. Aici trebuia să-i fi dat un 6-1-9. Opa, s-a ferit. Auci. M-a prins aici într-o manevră bună. Hai că mi-a dat ceva de meci. Și m-a pus la un pin. 1, 2. Nici măcar la 2. I-am întors? Nu i-am întors. Se suie? Am crezut că se suie pe colț. Aoleu. M-a octat power bomb. Ia cât damage îmi dă.
Hai că dă ceva damage, mi-a și îngâlbeni în spatele, văd. Și mai dă o dată. Mă atac așa pe bucăți, văd. Da, nu, nu ți-e așa ușor. Măi, horică, mă. Bun, i-am întors aici ce-o fi vrut să-mi dea. Pac! Hai, finisher. Ia vină cu acela un phenomenal forearm. Și... pac! L-am prins un phenomenal forearm. Hai să vedem reluarea. N-avem reluare? Stai că-l pun și la pin. 1, 2, a ieșit. Da, trebuia să mai trag de timp. Dar măcar l-a luat aici din... din viață. Hai să uită pe colț. Și... spiral tap! Oh, acum am văzut că am spart capul. Luhorică. Da, cred că o să-l modific, să-l fac cu părul scurt, nu știu, parcă nu mai e așa mișto. Acum că s-a tuns și l-am lăsat cu un păr mini afro așa. Îmi dă chokeslam? Acela să-mi dă un chokeslam, dar nu a ieșit. Auci. Bun. Și un DDT. Îți curios de un lucru. E masa aia ruptă sau e întreagă acum? E întreagă? E întreagă. Hai să o rupă cealaltă acum. Asta nu mai e meci fără descalificări. Dar stai că nici măcar nu am de-asta finisher. Hai. Mă, cum s-a ferit, dar l-am atins. Aoleu, mi-a dat sulița. M-am prins când eram atent și direct suliță. S-a aruncat aici Zaefetul. Ai, it's knockout. Între un om de aproape 2 metri cu o suliță de asta în tine. Da, am ieșit și eu, se pare. Am făcut finisher și nu-i bine. Mi-l pregătește? Hai, acum îi dă charge finisher. Hai să văd dacă îl pot întoarce. Nu l-am întors. Nu, no, nu am avut ce să-i fac. Nu l-am întors. Too late. Și mi-a dat aici jackhammer-ul. QQ. I-am dat resilience, n-avem ce să-i fac. Pare că dă acum comeback. Ce semnătura? Ah, stai, știu ce semnătura am. Fiți atenți ce-i dau aici. Hai, Golf Crusher. Arrow Break. Bine că e tipul ăsta mare rău și... nu pot să-i dau submission că... se întinde picioarele și a ajuns la corzi. Au. Te știu cum mă aruncă. Ia mă, horică, ce-mi pregătești? Bun, direct un cot așa. Ia ieși din ring. Hai să fac un taunt. Așa. Mai și număr arbitrul. Mi-a întors. Dar am apăsat mă pe reversal, ce dracu. Stai mă acolo. Hai, ridică-l. Bun, ia ce avem aici, ce-i dau? Styles Clash, cred că-i dau Styles Clash-ul, da. Ia vină cu acea. O, nu mai așa buguită masa, văd. Și... bun, Styles Clash. This is awesome. Bun, 6, treci în ring. Bun, hai sus. Și mai dau un spiral tap, așa și cred că ăsta e. Spiral tap, da. Hai să văd, e suficient acum? I-am dat și un OMG, cred că îi ajunge. A ieșit.
Ai de cap, noi ce-mi face. Pac! Da, cred că mi-ntoarce aici. Dă pumni în burtă. Da, îmi dă pumni în burtă. Auci. No, 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 no. Ce manevre mai am? Mai încerc o dată cu Calf Crusher-ul. Hai că mai dau o dată. Ce am de pior? Hai că nu mai ajunge la corzi. A, de asta. Bă, mi-a ieșit instant. Bă, mi-a ieșit instant. Cum mi-a ieșit, mai așa instant? Mi-a dat și sulița. Bă, dar a ieșit instant din Calf Crusher. Cum de a ieșit așa deodată? Aole, nu mai am nici resiliency. I-am întors. Stai că nu-i mai dau cu Calf Crusher-ul. Îi dau aici cu... Stai că aici acum. Ce a zis că e Neckbreaker? 2. A ieșit. Stai că nu-i problemă de război. Hai. Fac o ato. Hai, vino încoace la... Fenomenul 4. Hai că deja mă piș pe el de joc. Asta era prea aproape. Nu mai am reverse la cum am observat asta. Stai că e din ring. Bun. Hai că m-am folosit bine faptul că n-am mai avut reversal. Dropkick. Am făcut acum. Hai că m-am ridicat instant. Mi-a dat sulița. M-a făcut. A bătut Zaiafet, se pare. Deci m-am ridicat instant și m-am prins în suliță. Stai că se pare că se întâmplă ceva. Mamă, ce mi-a dat aici. Stai, 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 stai. A, nu, bă. Și m-a și scos din ring. Mamă, dar ce m-am prins. Fix când m-am ridicat, mi-a dat sulița. Ai de cap ce mi-a făcut. Heel turn se pare și pentru bike traffic. Zaifetu rămâne face și favoritul publicului, se pare. I-a crescut ceva egoistică lui. Da, aici a crescut prideful, respectful. Văd că mi-a crescut boldul, dar și disperarea, se pare. Avansează Zaifet un rank pentru titlu, se pare. O victorie foarte importantă pentru Horică. Hai să dăm exit să vedem ce meci mai urmează. Cred că filmez deja de 40 de minute aproape. Mai bag următorul meci pentru titlu și cam atât. Ăla al altul între Iobag și... Da, și mai ăsta cu Iobagul și cu priză. Ăsta o să-l simulez. Nu, n-are rost, n-are rost. Deja prea multe. Îl mai fac pe ăsta așa. Și pentru că primul pe care îl știu eu din România care a făcut WWE, jocurile la WWE, mai ales Universe Mode, Quick o să joc, pentru tot respectul pentru Quick că el a băgat în România ideea asta de Universe Mode și caractere create, că parcă el a început cu WWE, a fost primul, vom juca cu Quick. Îi dăm șansă lui Quick pentru titlul WWE. Asta și că am mai jucat toată cu Andrei Cosmin. Plus că acum s-a făcut de anul trecut modificări la Shinsuke Nakamura și o să fie mai altfel. Nu mai are intrarea atât de handicapată ca anul trecut, e o intrare mai scurtă. Întâi vine Andrei Cosmin și acum vedem cine... Vedeți aici intrarea nouă, nu mai ține atâta, dar e muzica aia pe fundal care mie că mă arde o copyright. Oricum nu mai stă așa de mult să se flexeze, să se rupă în figuri. Bun. Bă, e destul de reușit Quick. La Andrei Cosmin mă ofti că n-am făcut asta cum se cheamă. N-am reușit să-i găsesc o frizură pe măsură, dar măcar la corp și asta seamănă. Bun, hai să vedem ce dăm aici cu Quick. E mai înalt Quick decât Andrei Cosmin? Nu vine să cred asta. Sau, ba, scan la fel. De fapt, da, e mai înalt Quick. Dar și mai solid, văd. L-am făcut mai gras și de-aia. Opa.
M-a prins, de-aia am întors. Trebuia să-l fac mai pitic pe Quick totuși. Sau pe Andrei mai înalt. Aia este el cruiserweight-ul, se pare, Quick-ul. A ieșit. Hai să văd ce pot face aici. Mă, cum s-a învârtit acolo. Îi mai dăm o dată așa. Și mă sui pe colțul ringului. Ia vino încoa. Ah, mi-a întors. O să fie un meci lung ăsta oricum. Unu și atât. Puteam să ies mai devreme din pinul pus de Zayafet, dar cum a prins el atunci în suliță, l-am lăsat așa. I-am dat oricum wrestle bun, i-am dat manevrul lui Goldberg și m-a prins ăsta în Sling Blade. Hai că dau acum DDT-ul. Stai jos. Sărim cu genunchiul. Vedem ce manevre. Hai să pun în cor să fac cum face Nakamura. Îl punem aici. Și... Opa! Bun. Mai punem o dată. Și dacă îi dau să pice jos. Așa era? Nu, nu așa era, mă. Deci am gen să îi pun piciorul pe cap. Cum făceam, mă? Știți voi, de îi pune așa piciorul și îl agita pe fața inamicului. Hai să-l întorc. Și mai dau o dată. Hai mă, dă-i mă cu pumnul. Ce dracu mă, apăsam să lovească și nu-l mai lovea. Mi-a întors iarăși Andrei. A, ba nu. Ba da, mi-a întors. Nu, mă uitam acolo să văd cine a făcut semnătură și am crezut că a făcut ăsta semnătură, dar am făcut eu. 2, 3. Ai crezut mă că mă faci la 3? Aia nu pot să sar peste corzi. Mi-a întors iarăși. Auci. O să fie greu oricum că ăsta e agil rău. Și are viteză mare de atac. Dădât. Eu mă tot uit în stânga. Ei am pune submission, dar degeaba. Hai că-i s acum. Nu, am rămas obișnuit că în stânga e statusul meu și în dreapta al inamicului, dar acum e invers. Hopa! Hai să dau semnătura. Și... Pac! Ah, mă vreau să-l polesc și mi-o întoarce mereu. Aoleu. Îmi dă semnătura. A prins, gata, noi am întors atunci. Aute cât a dropkick cum mi-a dat. Și acum se suie pe colț, nu? Da. Pregătește double foot stamp-ul, cred. N-am nici resiliency pe ăsta, pe quick. Am încurcat-o. Dar m-am ferit și eu la timp. Acum, hai că încerc un pin rapid. 1. Atât. Și acum mai face aia. Hai. Pune picior și... Așa. Am vrut să fac asta. Ce fericit e Quick-ul. Stai că am și un finisher de pe coardă, parcă. Semnătură. Așa era, mă? Nu de aici. Stai. Așa, așa era, așa era. Hai, semnătura. Ridică-te. Și dau o Kinshasa de pe colț. Hopa, genunchiul de pe colț.
Charge finisher de aici? Nu, cam de pe aici pot face. Bun, hai să pregătim finisher-ul. O fi suficient să-l bat. Și mi-a întors. Mi l-a întors, bă. Face și taunt-au cum Andreiul nostru. Ia bagă viteză să mă arunce. Ce-a vrut să facă, mă? Bun. Hai că lovim acum de apron, de cea mai dură parte, de cea mai parte dură a ringului, așa, da. Și ia să ridic și văd că, de asta e ce fac buff-urile astea, Superstar Info, invers așa. Deci, Fist to Fury, this increase your striking power, deci lovezi mai puternic. Să-i dau low blow, am înțeles. Deci dacă mă domină, activez low blow-ul și gata. Dar să nu mă vadă arbitru când îi dau. Ia că fac și un taunt. Și... come on! Ce picior i-am dat. Hai și... finisher-ul. Și... puf! Hai că i-am dat acum Kinshasa-ul. Și... pac! Bun, pinu. 1, 2, nu! Și stai, n-a dat nici reziliențiu. Ai de capul meu. Stai că fac așa. Și... dirty... mi-a întors dirty move-ul. Mi-a întors dirty move-ul. M-a bătut. Am vrut să-i dau low blow, să-i dau acolo la comoara familiei. La bijuteriile sale și mi-a întors. Se pare că se punctează ca și finisher, se pare. Că n-am... ia uite aici, mi-a dat drop kick-ul. Aici am dat o Kinshasa-ul după colț. Mi-a întors așa. Aici am dat un Kinshasa. Și se vede și când mi-a întors low blow-ul. Nu se vede. Și se pare că Andrei Cosmin a câștigat titlul WWE. Am vrut să-i dau low blow și mi l-a întors. Și asta a fost schema necesară ca să câștige meciul. Uite și tu ce mi-a făcut și am dominat-o meciul. I-am dat și finisher, i-am dat de toate. Aia e. Nu trebuia să fi dat low blow, mai bine jucam cinstit. Și acum avem un nou campion WWE, se pare. Așa, lăsăm mai se bucure cu titlul. Exit. Și hai să vedem ce meciuri o să am pentru SmackDown-ul viitor, că văd că am aproape o oră de când filmez. Sper că nu se aude mixerul din bucătărie. Dacă se aude, îmi pare rău. Nu știu ce face maică-mea cu mixerul ăla. Ok, aici îi dau un simulare care a bătut. Eu bagul, bun. Nu mai bag meciul ăla că și așa a ținut prea mult. Hai să vedem pentru show-ul următor ce meciuri o să avem. Next show, Power Rankings. Așa, deci a fost aici. Hai să vedem next show. Ok. Și ajungem la săptămâna următoare la SmackDown. Hai să vedem Power Ranking-ul cum e. Deci pe primul loc se pare că este Zaya Fetu pentru victoria sa împotriva lui... Bucharest Bike Traffic. Pe locul 2 e Dorian, dar nu înțeleg de ce. Că s-a pierdut. Uite, a căzut pe locul 3 tipul acesta. Rafael o aruncat pe 4, deși l-am bătut cu I Hate Pink-ul. Zapio a rămas așa. Codrinul e pe 6. De ce? Fratele, cu a scăzut. Ok, nu înțeleg cum vine Power Ranking-ul ăsta. Și pe ultimul loc e Andrei sau asta... ok, nu înțeleg cum vine asta cu Power Rankings-ul. Sau o fi de fapt gen... reward... sau gen o fi misiuni pentru săptămâna asta. Gen câștigă meci și dă atâtea puncte la tribute. Habar n-am în ce constau astea. Hai să vedem Tonight Show. Star Show, Power Rankings, Superstar Actions, așa. Edit match. Deci ce meciuri o să avem săptămâna
meciul acesta. O să fie un meci 1-1 Andrei Cosmin cu Echo, după care avem un triple threat între Priză, Zappi și eu. Un Dani Penet contra lui Obag, interesant. Quick cu ăsta și din nou se bat ăștia doi. Și o mică încheiere a ăstuia, a lui Zaiafet, se pare. Mai ar trebui să pun și un meci la echipe, da, lasă așa, măcar avem triple threat. Da, ăsta o să fie show-ul pentru să... Dar până la urmă ce meci să joc, nici nu știu. Păi, cred că o să joc ăsta și ăsta. Nu, nu, continuă să joc cu ăștia doi, că duc rivalitatea lor la extrem până la urmă. O să joc ăsta și... Probabil ăsta. O să joc cu eu, bagu că e nou și o să vedeți ce manevre am dat. Poate și aici, dar ne ține mult un triple threat. Bun, cam acesta a fost și backlash-ul. Sper că vă place ideea aceasta de universe mode cu youtuberi. Și cam atât. Dați și voi un share masiv la prietenii voștri care știți că se uită la wrestling. Poate o să le placă această idee de videoclipuri. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!